Dragii mei, prin harul bunului Dumnezeu, vom sta din nou la masa cuvântului Său. Se va împlini din nou cuvântul Lui cu privire la Duhul Sfânt care vă va călăuzi în tot adevărul și se va împlini, dacă va găsi în noi, această dorință, această rugăciune tainică a sufletului. Condum pașii minții, Doamne, ai sufletului. Deschidem ochii, Doamne, să văd lucrurile minunate ale legii Tale, se ruga David. Deschidem ochii. Gehazi nu avea niciun motiv să spună deschidem ochii, pentru că el vedea foarte bine. Dar după ce i-a deschis Dumnezeu ochii și a dat seama că nu vedea foarte bine. Dacă ar fi fost întrebat înainte, era în stare să jure și să pună viața lui în joc pentru ceea ce vedea cu ochii. Nu vedeți cu ochii că uite câtă armată este aici și pe baza aceasta. Dar el nu știa ce se vede atunci când deschide Dumnezeu ochii. Și la fel se întâmplă cu toate lucrurile duhovnicești și cu lucrurile vieții acestea. Depinde în ce lumină le privim. Depinde ce nivel de vedere avem. Una este să îți deschidă ochii diavolul și alta este să îți deschidă ochii Dumnezeu. Sunt frecvențe absolut diferite. Când diavolul îți deschide ochii pe frecvența diavolului, ajungi să vezi motive pentru păcat. Diverse. Când Dumnezeu îți deschide ochii pe frecvența lui Dumnezeu, ajungi să vezi prețul vieții, valoarea vieții, frumusețea vieții adevărate, frumusețea libertății sfinților în lumină și toate aceste lucruri. Contează mult cine ți-a deschis ochii. Ați observat că prima întrebare pe care Dumnezeu a adresat-o după ce omul i-a spus m-am ascuns că eram gol și prima întrebare a lui Dumnezeu nu a fost dacă ești sau nu gol, ci cine ți-a spus acest lucru? Pentru că acesta era un adevăr, într-adevăr. Dar contează foarte mult cine ți-a spus acest adevăr. Pentru că un adevăr în gura diavolului este o minciună. Dar e adevărul, uitați, așa e adevărul. Știu, dar este o minciună. Iubiții mei, prin harul bunului Dumnezeu, ne vom ocupa și deschidem sufletul în rugăciune și în încredere în Dumnezeu pentru a înțelege câte ceva din cea mai însemnată întrebare a vieții, și anume felul cum Dumnezeu conduce lucrurile atât în lume cât și în viața noastră personală. Felul cum Dumnezeu conduce lumea. Felul cum Dumnezeu găsește cu cale, cum scrie în Isaia, capitolul 53, Domnul a găsit cu cale. Și atunci noi stăm pe scaunul acesta al judecății și privim la căile lui Dumnezeu și le judecăm într-un fel sau altul și mai mult decât atât, ne gândim că dacă am fi noi acolo, lucrurile ar merge altfel sau ar trebui să meargă altfel după gândirea noastră. Aceasta este esența cărții lui Iov. Chiar zilele trecute citeam și parcă am tresărit de bucurie când am prins ideea aceasta, că de fapt am recitit cartea și, într-adevăr, la tot pasul, el încearcă să-l corecteze pe Dumnezeu. Ai ochi de carne, nu vezi lucrul acesta, e logic așa ceva, e bine așa ceva, uite ce fac cei răi și cum tu îi protejezi, pui semnul lui Cain să nu-l omoare nimeni și n-ai pus semnul ăsta lui Abel și e drept așa ceva. Și lucrul acesta nu vine numai de la Iov, îl găsim și îl regăsim pretutindeni în istoria omenirii. În Ezechiel ei contestau vehement căile lui Dumnezeu. Și nu sunt drepte, nu e corect, nu e logic, nu e bine, așa spuneau ei. Și după aceea Dumnezeu întreabă, nu cumva strâmbătura e la voi, nu cumva căile voastre sunt strâmbe sau au deviat de la direcția aceasta. Și întrebarea care se ridică în sufletul nostru de fiecare dată când se întâmplă un lucru sau când nu se întâmplă un altul
potrivit așteptărilor noastre, întrebarea este, oare căile, felul cum conduce Dumnezeu, este așa, trebuie condus, așa e bine? Mie, mintea mi-a arătat altfel, vorba lui Gehazi, eu văd altceva aici. Dar, iubiții mei, suntem chemați de Dumnezeu la cea mai înaltă stare sufletească în ce privește conducerea Lui, și anume să găsească ochii tăi plăcere în căile mele. Nu logică, nu rațiune, pentru că sunt bolnave toate acestea ale noastre. Sunt amprentate, aportă amprenta păcatului. Ci să găsească ochii tăi plăcere. Acest lucru l-am simțit când i-a zis Petru lui Iisus, la cuvântul tău arunc mreaja. După logica mea sau mintea mea ar trebui să nu, dar la cuvântul tău. Și noi suntem chemați să primim cu bunăvoință în viața noastră căile lui Dumnezeu, datorită aceluia în care avem încredere. Doamne, am încredere că Tu îmi conduci pașii. La venirea în America, deci în secolul trecut, am stat de multe ori pur și simplu împietrit, încremenit în fața realității cu care eram confruntat aici și care era atât de diferită de aceea pe care mi-am închipuit-o. Și în rugăciunile mea, în meditația mea, și m-am dus și în locuri periculoase, noaptea nici nu știam că sunt caioți pe acolo, dar m-am dus în rugăciune și îi spuneam Domnului de fiecare dată, Doamne, eu nu am fost înainte, n-am trăit în America să știu cum este și n-am făcut lucrarea aceasta înainte, dar Tu ai fost aici înainte, Tu ai știut ce înseamnă lucrarea aceasta și știi că eu am contat pe Tine. Am încercat să mă uit prin ochii Tăi și așa Ți-am spus, vreau să ajută-mă să văd prin ochii Tăi, și Tu m-ai îndemnat să am încredere în Tine și am avut încredere în Tine și pe baza Ta am făcut pasul acesta. Și ceea ce părea fi un drum fără ieșire s-a dovedit în final a fi singurul drum bun și adevărat în viață. Dar am văzut mult mai târziu lucrul ăsta și așa este, că vedem cu toții mai târziu de la capătul celălalt al tunelului, cumva, dar lucrul ăsta nu se face fără un cost sufletesc foarte serios. Deci inima se zbuciumă și în orice caz să mergem împreună la întâlnirea aceasta de la încheierea cărții lui Iov și să vedem cum va răspunde Iov la afirmația lui cum că el ar conduce lumea mai bine decât Dumnezeu și că Dumnezeu are totuși niște lipsuri. Și aici îl găsim nu pentru prima dată, ci pentru a nu știu câta oară pe Dumnezeu, care ia loc în bancă. Și spune, uite, vine-o tu la catedră, îi spune lui Iov, vine-o tu la catedră și eu o să te întreb câte ceva și învață-mă tu pe mine. Deci dacă tu nu ai învățat de la mine și nu vrei să înveți de la mine, că ți se pare că tu știi mai bine sau ai face lucrurile altfel, atunci vreau să învăț eu de la tine. Și acest lucru îl spune Domnul în capitolul 38, începând de la versetul 1. Domnul a răspunsul lui Iov din mijlocul furtunii și a zis, cine este cel ce mi-ntunecă planurile prin cuvântări fără pricepere? Păi, Doamne, înseamnă că... Deci Tu ai niște planuri, da? Și cu viața mea vreau să zic. Și prin felul cum eu cuvântez, vorbesc, fie în mintea mea, în sufletul meu, Simon vorbea în inima lui, dacă ar fi proroc, ar ști, în inima lui, deci. Cuvântările acestea pe care le ținem noi în mintea și în inima noastră sunt audibile pentru Dumnezeu și vizibile, și, dar ele nu fac altceva decât să întunece planurile lui Dumnezeu atunci când sunt cuvântări fără pricepere și fără credință și fără încredere și judecăți aspre la adresa lui Dumnezeu. Dacă eram în locul tău, îi spune un pastor, niciodată n-aș fi făcut așa ceva. Un câine, dacă îl vedeam lovit în stradă, nu l-aș fi tratat cum ai tratat tu pe soția mea, a spus el în revolta lui, dar el este glasul la milioane de oameni care sunt indignați cu mersul lucrurilor înaintea lui Dumnezeu și
Pe bună dreptate, pentru că acesta e nivelul de vedere al noastră. Dumnezeu nu judecă, nu l-a judecat pe Iov pentru ceea ce a văzut, dar i-a deschis ochii asupra unei alte realități. Și aceasta face și cu noi. Aceasta este lucrarea Duhului Sfânt. Și în versetul 3, Domnul spune, vreau să iau loc în bancă și ia loc la catedră și învață-mă tu pe mine, dacă ai zis că eu nu conduc bine lumea și viața ta personală. Și zice, eu am făcut niște planuri, spune, eu am zis că bătrânețea mea am să petrec așa și uite ce soartă mi-ai păstrat. E drept așa ceva? Este corect așa ceva? După ce un om a slujit lui Dumnezeu toată viața, îl schimonosești, spune Iov, și după aceea îi dai drumul să plece. E corect? Bine, a zis Bunul Dumnezeu în versetul 3. Încingeți mijlocul ca un viteaz, ca eu să te întreb și tu să mă înveți. Vreau să iau învățătură de la tine. Am petrecut 7 ani din viață într-un loc la universitate de unde am plecat cu o idee simplă. Și anume, înțelege și vezi limitele tale de om, numărul 1. Numărul 2. Nu deschide gura fără să ai o evidență pe măsura lucrurilor pe care le spui. Simt un chin în sufletul meu când se varsă tot felul de vorbe care n-au niciun fel de suport. Dacă l-ai oprit pe vorbitorul sau vorbărețul acesta și l-ai întreba pe ce bază spui aceste lucruri, n-ar avea niciun răspuns. Dar o așa aroganță și îngânfare afirmă lucruri, omul afirmă lucruri ca și când ar fi un așa zice domnul. Stai, dar ai toate datele, probleme. Tocmai aceasta a fost, și vreau să nu anticipez, vreau să mergem să ascultăm cumva dialogul acesta. Auziți ce spune Bunul Dumnezeu? Zice, vreau să te întreb, să-ți adresez întrebări și tu să mă înveți. Imediat răsună în mintea noastră un alt cuvânt al Scripturilor din Luca 2:46. După 3 zile, Iosif și Maria au găsit pe Iisus în templu, șezând în mijlocul învățătorilor și, atenție acum, făcea același lucru pe care l-a făcut cu Iov. Este același. Stând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i, uite, învață-mă, spuneți-mi voi mie și punându-le întrebări. Eu să te întreb și tu să mă înveți. E același procedeu dumnezeiesc, pentru că El este același ieri, azi și în veci. Adică principiul e același, sigur, aplicația este de un fel sau altul. Într-un fel i-a vorbit lui David prin prorocul Natan, printr-o parabolă, și altfel i-a vorbit lui Iov din mijlocul furtunii. Și altfel i-a vorbit lui Ilie și altfel i-a vorbit lui Moise și nouă, de asemenea, prin diferite mijloace. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. Omul nu ia seama la treaba aceasta, dar principiul lui Dumnezeu este același. El spune, eu sunt deschis ca tu să mă înveți pe mine cum ar trebui să conduc eu viața ta, că eu nu știu să fac lucrul ăsta după părerea ta, tu ți-ai conduce viața mai bine. Dar te întreb, că așa ziceam să întreb și după aceea învață-mă, tu învață-mă pe mine. Eu stau în bancă și tu la catedră. Numărul 1. Unde erai tu când am întemeiat pământul? Atât ai vorbit despre pământul ăsta, că e făcut așa, că e pe dincolo. Că unde erai, domne, când s-a întâmplat așa ceva? Pe ce bază, ce fel de evidență ai putea să aduci pentru așa ceva? Unde erai? Ca să poți să vorbești, cum a vorbit studentul acesta, nu se poate întâmpla așa, că aceasta, vorba lui Hume, aceasta ar contrazice legile universului și așa mai departe. Chiar acum, mai de curând, ieri alaltăre, am vorbit cu un prieten la telefon. Păi n-ar călca Dumnezeu legile lui? Și zic, legile lui Dumnezeu nu se încadrează în părerea dumitale. Sunt puțin mai mari și mai largi și a trebuit să plecăm în capul și să spunem, Doamne, învață-mă, ajută-mă. Și îl întreabă pe Iov, tu unde erai când a fost întemeiat pământul dacă zici că știi mai bine decât Dumnezeu? Vorbești despre univers, cum a spus studentul, s-ar contrazice legile universului? A fost întrebat, dar care dintre ele? Nu știe niciuna, bineînțeles, vorbe goale.
Am fost o tânără intervievată ieri sau la altă, undeva în California. Pentru ce votez? Pentru măsurile care urmează să fie luate. Pot să dau un exemplu de o astfel de măsură? Nu știu niciuna. Deci tu votez pentru asta, dar nu știu niciuna. Nu știu, să uita în dreapta, în stânga. Așa stăm noi cu Dumnezeu de fiecare dată. Tu unde erai când s-a întâmplat? Pe ce bază spui lucrul acesta? Ca să vorbești despre univers, trebuie să fii Dumnezeu. Și Dumnezeu este în afara timpului, Dumnezeu este în afara spațiului. Spațiul a fost creat la un moment dat. Timpul a fost creat la un moment dat. S-a demonstrat lucrul acesta în generația noastră. Este cutremurător lucrul acesta. Lucrurile au început. Nu sunt... Materia este eternă. Pe Dumnezeu nu-L cheamă materie. Dar tot lucrurile acestea, cu bună știință, în adins se fac că nu știu că e așa. Oamenii știu că este așa. Este o agendă din care fac parte vrând sau nevrând și în care cădem, balta aceasta, de fiecare dată când raționamentul nostru ne ispitește cu ideea că am conduce viața noastră mai bine, altfel ar trebui conduse treburile pe pământul acesta. Și Domnul spune, uite, îți dau o șansă să spui cum ai conduce tu lumea aceasta. Tu ai fost la când s-a creat pământul, da? Cine a hotărât dimensiunile acestea? Cine a spus să fie atâta, să aibă, este o, să fie o sferă, este un ovalizată? Cine a întins frânghia de a măsura peste el? Cine? Pentru că nu poți să faci o casă cu orice fel de dimensiuni. Nu, trebuie să fie cineva care măsoară. Dacă nu măsoară, cade peste tine. Pe ce se sprijină? Nu știu, în Iov 26 cu 7 zice, îl spânzură pe nimic, cum o fi stând acolo. Dar tu știi treaba aceasta? Știu, am o explicație. Și de aceea și Domnul și parodiază și zice, știi că tu ești de mult, tu, de când ești tu și tu ai cunoscut. Iubiții mei, vreau să vedem înapoi acestui zâmbet a lui Dumnezeu, invitația pe care El ne-o adresează ca noi să prețuim, să găsim plăcere în căile Lui. Tu erai acolo când stelele dimineții zbucneau în cântări de bucurie și când toți fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie. În capitolul 21, începând cu versetul 22, întrebarea aceasta care se ridică aici, trebuie să meargă cu noi, este ceva adresă. Pe Dumnezeu îl vom învăța minte? Te învăț o minte, la noi are și conotația asta de răzbunare, de pedeapsă, de prostie unlimited. Pe Dumnezeu îl vom învăța minte, pe El care cârmuiește duhurile cerești. Ce știm noi de așa ceva? De aceea, iubiții mei, Cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă astăzi la o atitudine și la o atmosferă sufletească de bunăvoință față de căile lui Dumnezeu în viața noastră. Nu suprimă dialogul cu Dumnezeu. Dumnezeu nu i-a zis lui Iov să taci din gură, să nu vorbești când tu să taci din gură când vorbești cu mine, cum i-a zis tata unui băiat. Tu să taci din gură, când, păi dacă tac din gură, cum să mai vorbesc? Dar nu, Dumnezeu nu i-a spus așa ceva lui. I-a spus, uite, tu vorbești, dar astea sunt cuvântări fără pricepere. Tu ai stat să te gândești un pic așa la ce ai vorbit sau ce implică acest lucru. În momentul când tu ai judecat căile lui Dumnezeu și ai spus că ai ști mai bine tu să conduci lucrurile lui lumii și ale lui Dumnezeu, în momentul ăsta tu ești conștient de limitele tale, știi ce școală ai făcut și până unde ai mers, de când ești tu pe lumea asta? Adică ce date ai la dispoziție, ești conștient de aceste lucruri? Doi, ce implică lucrul ăsta cu privire la Dumnezeu? Pentru că noi de multe ori în cuvintele noastre contrazicem ceea ce mărturisim a crede despre Dumnezeu. Și de aceea el în capitolul 40 al cărții Isaia, ca un ecou al cuvintelor lui Iov, cine a măsurat apele cu mâna lui? Cine a măsurat cerurile cu palmă?
Este o precizie ce nu s-a imaginat descoperită în vremea noastră. Iubiții mei, noi am trăit niște vremuri care n-au fost niciodată. Exact ce a spus Mântuitorul, prorocii au vrut să vadă așa ceva. Telescoapele acestea lansate în spațiu, care ne-au adus imagini nemai auzite și imagini de pe alte planete și structura intimă a materiei și exactitatea și precizia aceasta înfiorătoare, să nu mai discutăm de genetica umană și de câte s-au întâmplat în generația noastră și continuă să se întâmple. Și toate aceste lucruri au avut menirea și au menirea să ne ajute pe noi, oamenii, pe mine, omul, să-mi văd limitele mele de om și să primesc sfatul lui Dumnezeu, așa cum îl ruga Daniel pe Nebucadnețar. Placă-ți sfatul meu. Găsește plăcere în căile lui Dumnezeu. Păi, poate Iov să găsească vreo plăcere în căile lui? Nu vezi în ce hal de suferință este omul ăsta? Poate omul ăsta să găsească vreo plăcere în căile lui? Ei, fii atent ce spui, ăsta e sadism, adică să-i spui unui om care e distrusă carne, e distrusă familia, e distrusă economia, auzi, să găsești plăcere în căile domne, ăsta e sadism. Cred că e o altă prostie să spune că este sadism. Și știți cine ne spune că e o prostie chestia asta? Să nu găsești plăcere? Găsim plăcere chiar? Ne bucurăm și în necazurile noastre? Da, păi dar ce bucurie e necaz? Nu, bucuria nu vine de la necaz. Bucuria vine de la credința că Dumnezeu este acela care conduce lucrurile în viața noastră. El este prezent în suferința, în lupta noastră, în neînțelesul nostru. De acolo vine bucuria noastră. Dar ideea aceasta că e sadism ai cere lui Iov să se bucure de căile lui Dumnezeu, nu spunem noi, el însuși spune la sfârșitul cuvântării lui, zice, nu, eram cum a zis Asaf, eram prost, eram îndobitor când gândeam așa despre Dumnezeu și când se uită înapoi la felul cum a privit căile lui Dumnezeu, el ajunge să spună, mi-e scârbă de mine, adică niciodată n-ar fi trebuit să gândesc așa la adresa lui Dumnezeu, a cărui curăție sufletească. Iubiții mei, este expresie, nici cerul nu-i curat față de curăția lui Dumnezeu. Nici cerul senin nu este. Fiecare viață știe lucrul ăsta. Fiecare ființă umană, indiferent unde acționează pe planeta aceasta, lumina aceasta luminează pe orice om venind în lume, pe căile lui Dumnezeu, prin mijloacele lui Dumnezeu. Dar fiecare dintre noi știe în adâncul sufletului său că așa este. Căile lui Dumnezeu sunt plăcute. Învățătura pe care cineva ar vrea să o dea lui Dumnezeu se sfârșește prin a-ți pune mâna la gură pentru omul pocăit. Pentru Lucifer, nu. El va continua să dea lecții lui Dumnezeu că altfel ar trebui condusă lumea. Și nu numai el, ci și preoții lui, care ridică astăzi și întotdeauna în orice generație au făcut același lucru, ridică deget acuzator sau pumnul spre Dumnezeu, un ciob între cioburile pământului, amenințând sau blamând pe Dumnezeu pentru lucrul acesta. Iubiții mei, atitudinea aceasta a minții noastre, adică a face un standard din mintea noastră și din lucrul acesta nu duce la bine. Îmbolnăvește psihic a te considera pe tine măsura lucrurilor, pentru că tu nu ești. Măsura lucrurilor este Dumnezeu și când încerci să te așezi pe locul ăsta, uitați ce se întâmplă. Romani 1:22. S-au fălit că sunt înțelepți și au ajuns la psihiatrie. Au nebunit. Așa scrie versetul 22. În momentul când cineva ajunge să facă din el însuși sau din mintea și gândirea lui măsura lucrurilor, îmi pot spune părerea,
pot să am o opinie despre toate lucrurile, pot să vin înaintea lui Dumnezeu asemenea fiicelor lui Țelofhad și să spun, nu mi se pare corectă legea aceasta, Doamne, e o lege, a dat-o Moise, marele legiuitor, dar mie nu mi se pare corectă și te rog, domnule Moise, să o trimiți înapoi în Parlament. Și domnul Moise a trimis legea înapoi în Parlamentul lui Dumnezeu și rezoluția, Dumnezeu îi spune, fiicele lui Țelofhad au dreptate. Ha, și atunci Moise înghite gălușca și anunță pentru istorie și pentru Israel și peste tot, îmi pare foarte rău, a fost strâmb ce am gândit și uite, ele au dreptate. Dumnezeu îi făcea un dar lui Moise cu această ocazie, nu? Vai, l-a înjosit în fața poporului, omul fără minte gândește așa. Dumnezeu nu face lucrul ăsta. Evanghelia înalță pe un om fără să-l îngânfe și îl scoboară fără să-l înjosească. Aceasta este Evanghelia, cum a spus omului Dumnezeu. Și așa că Moise învață cu această ocazie limitele lui de om, că nu trebuie să le uite niciodată. Cât despre ei s-au folit că sunt înțelepți și s-au ajuns pe medicamente din acestea, pe tot felul de medicamente de psihiatrie. Întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui, nu se poate cunoaște Dumnezeu cu minte firească și carnală și desfrânată și setoasă de sânge. Nu poate fi cunoscut Dumnezeu în felul acesta. Scrie Scriptura nebunia lui Dumnezeu, asta e nebunie, așa ceva, nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii și slăbiciunea, aici Dumnezeu a fost slab, trebuia făcut așa, sau 1 Corinteni 1:25, slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii, așa scrie Scriptura. Omul firesc însă nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, că pentru el sunt o nebunie. Dom'le, mi se pare o nebunie. Și nici nu le poate primi, nu le poate înțelege, pentru că, spune versetul 14, ele trebuiesc judecate duhovnicește. Noi avem gândul lui Hristos, spunea Pavel, și așa, cu gândul acesta, putem să înțelegem lucrurile duhovnicești ale lumii. Nimeni dintre voi să nu se înșele. Dacă cineva dintre voi crede că se crede înțelept în felul veacului acestuia, ar fi cazul să se facă nebun ca să ajungă înțelept. Pavel, ai nebunit, îi spunea împăratul. Păi eu abia aștept cu femeile, cu banii, cu toate și tu spui așa ceva. Mă gândeam că îmi dai și mie ceva pe sub masă, vreo ceva. Ai nebunit. Pavel, ești nebun? Acolo era un nebun, dar nu era Pavel, ci era cel care se considera înțelept sărmanul. Nebunul era un altul. Înțelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu, de aceea este scris, el prinde pe cei înțelepți în viclenia lui. Sfânta Scriptură are pentru noi cea mai frumoasă dintre făgăduinți. El, adică Iisus, a fost făcut pentru noi înțelepciune, neprihănire și desăvârșire. El este înțelepciunea noastră, el este înțelepciunea lui Dumnezeu. Prin El au fost făcute toate lucrurile, prin El pot fi înțelese toate lucrurile și pentru El sunt în ființă tot ce se vede astăzi în casa lui Dumnezeu, care este mult mai largă decât știm noi. Îți mulțumim mult, Părinte Ceresc, că în harul Tău Tu ai umilit ființa noastră și ai învățat o smerenie a lui Iisus în a ne vedea limitele noastre de oameni. Iartă-ne că de atâtea ori am cârtit împotriva Ta pentru felul cum ai condus viața noastră și am văzut de rău ce s-a întâmplat și am gândit că am fi condus altfel lucrurile. Iartă-ne, Doamne, venim înaintea Ta în clipa aceasta și acum văd, cum spunea Iov, ce n-am văzut altă dată. Deschide ochii noștri ai sufletului nostru ca să vedem lucrurile minunate ale lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Amin.